Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la târgul acesta? Noi dezvoltăm în principiu proiecte pe sectorul 6, drumul taberei militari prelungirea Ghencea. Avem și un proiect pe sectorul 5. Sunt proiecte imobile mici pe plus 3, plus 4. Marea majoritate sunt cu parcare subterană. Apartamentele au suprafețe generoase, finisate la cheie, finisajele la alegere. Clientul își alege într-un buget, depinde de la dezvoltator la dezvoltator. Sunt în București marea majoritate, adică nu sunt limitrofe în câmp. Cum ar fi? Dezrobirii cu Verturii, Moinești cu Timișoara, Valea Lungă, militari, prelungirea Ghencea, iarăși mai avem proiecte pe cooperative Cosmina Residence, avem un proiect și pe prelungirea Ferentari, Silver Residence, West Point-ul care v-am spus este pe strada Bobești, undeva în Apusului, între Apusului și Piața Gorjului, iarăși pe strada Jarului, dezvoltăm un proiect. Mai avem In-Town Residence cu mai multe proiecte, Furtunii 28, Răsăritului 76 și Torcătoarelor 15, Exclusiv Residence, care este în prelungirea Ghencea, undeva în spatele cartierului Latin, Mosaic Residence, care este pe Dobreni numărul 13, sunt construcții din cărămidă și interior-exterior, deci nu folosim rigips, sunt pe structură de lamele, grinzi lamelare, grinzi de 2 metri, o structură foarte bună, se folosește fier românesc, nu este fier de import. Și ca și prețuri? Variază între, spre exemplu, un apartament de două camere cu o suprafață de 43 de metri pătrați, undeva la 42.000 de euro cu TV inclus. Locurile de parcare sunt undeva între 5 și 6.000 de euro. Deci, în principiu, undeva între 900 și 1000 de euro metru pătrat la gata, mă refer, adică la cheie, cu băile utilate, gresie, faianță, parchet, termopan. Termopanul cam peste tot este tripan. Ușile de interior toți folosesc Mega, sunt niște uși foarte bune. Bugetul variază între 40 de lei și 50 de lei pe metru pătrat în funcție de dezvoltator. Trei camere, am început să dezvoltăm și trei camere, acum cererea este destul de mare, sunt suprafețe foarte generoase, depășesc 80 de metri pătrați util. Și la case? Case vile, marea majoritate, sunt în zona prelungirea Ghencea, sunt și complexe de case, sunt și case individuale, sunt și duplexuri. Mai avem ceva și în zona roșu, la intrare roșu, iarăși în spatele la Militar Residence, toată lumea cunoaște de zona. Mai avem ceva proiecte și la intrare în Domnești, în spate la Curtea Domnească, două cartiere de vile. Ceva nu m-a interesat pe dumneavoastră. Cam atât. Mulțumesc frumos și mult succes! Mulțumesc și eu!